Carmen Ciolcan și am onoarea să reprezint instituția Prefectului Județul Bacău la ședința de constituire a Consiliului Local al Unității Administrative Teritoriale Dobești. Într-o zi de sărbătoare, Sfântul Dumitru, și cu această ocazie transmit la mulți ani tuturor celor care se numesc Dumitru sau Dumitrița și să dea Dumnezeu să fiți ocrotiți de Sfântul Dumitru dacă tot se constituie Consiliul Local astăzi, într-o zi de sărbătoare. O să prezint domnului secretar și delegația împuternicirea prin care eu sunt desemnată să reprezint astăzi instituția prefectului. Este și o bucurie și o onoare. Bucurie pentru că, vă spunem sincer, ne doream să se încheie acest proces. Este o situație mai delicată cu aceste măsuri de siguranță și pe care trebuie să le luăm și să le reînnoim pentru protejarea cetățenilor și a sănătății cetățenilor. Și cu atât mai mult, întrucât constituirea consiliilor locale trebuie făcută în 30 de zile, era nevoie să așezăm lucrurile într-un fel încât să fim și sănătoși, să avem și consilii locale, și primari, și Consiliul Județean, și președinte de Consiliul Județean. Pe de altă parte, mă bucur pentru că revin. Eu am mai fost la dumneavoastră în comună și cu alte ocazii. Și este o onoare pentru că reprezintă o instituție care, la rândul său, reprezintă guvernul în teritoriu la nivelul județului Bacău. Ca să nu mai lungim foarte mult vorba, să mai vorbim pe traseu, o să începem această ședință și o să vă spun că eu sunt desemnată în baza unui ordin de prefect. Se numește Ordinul Prefectului numărul 348 din 13 octombrie 2020. O să dau citire acestui ordin, baza căruia eu sunt desemnată să ajung la dumneavoastră. Se desemnează sub prefecții domnul Jitaru Narcis și domnul Dragoș Emil Dragu și reprezentanții instituției Prefectului Județul Bacău să participe la ședințele privind ceremonia de constituire a Consiliilor Locale din Județul Bacău ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Respectiv, este lista persoanelor care vor reprezenta instituția, printre care și eu, Ciolcan Carmen, șef serviciu comunicare situații de urgență. Ședința aceasta are loc în baza unor încheieri de validare. Știm că la nivelul Comunei Odobești, prin ordinul prefectului, da, asta o să le citească domnul președinte de vârstă, da? Prin ordinul prefectului 355. Da, 355 pentru constituirea de astăzi, dar mă refer la ordinul prefectului 225. Prin acest ordin, la nivelul Comunei Odobești, sunt 11 consilieri locali. Prin încheiere sunt 9. Și urmează să fie validat și la ședință ulterioară. Țin să precizez. Da? Deci sunt 11 desemnați prin ordinul prefectului 225, număr consilieri validați prin încheiere, pe care o să vă rog ulterior să dați citire în dată, în anchetele de primirea jurământului, sunt 9. Prezenți la ceremonia astăzi? 9. Ați semnat lista de prezență? O să vă rog să dați semnați această listă de prezență, pentru că este dovada faptului că sunteți prezenți astăzi la ședință. Absenți? Nu este cu privire la cei care sunt validați. Depunerea jurământului este pentru cei nouă, în condițiile astea fiind peste jumătate plus 1, ședința poate să se desfășoare de constituirea Consiliului Local. Restul aspectelor care țin de desemnarea viceprimarului, de desemnarea președintelui de ședință, comisiile de specialitate, precum și ceilalți consilieri care trebuie să validați, toate acestea se pot realiza în următoarea ședință, după ce se emite, în baza procesului verbal pe care noi îl vom încheia astăzi,
se emite ordinul prefectului de constatare a constituirii legale a Consiliului Local din Comuna Odobești. Da? Acest ordin de prefect se emite în 3 zile după această ședință de astăzi. Bun. În acest sens, după cum tocmai asta spuneam, considerăm că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 116 alineatul 1 din Codul Administrativ, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit prin ordin al prefectului, adică 50% plus 1, da? 11 fiind, ar trebui să fie 6. Sunt 9, deci suntem în legalitate. Scopul acestei ședințe, așa cum am spus și puțin mai devreme, este constituirea Consiliului Local al Comunei Odobești, urmarea alegerilor care au avut loc în 27 septembrie 2020, cu rezultatele validate prin judecătoria Bacău. În conformitate cu articolul 116 din aliniatul 4 din Codul Administrativ, lucrările de ședință sunt conduse, așa cum spuneam și puțin mai devreme, de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat și este ajutat de doi tineri, alături de dumnealui, trebuie să fie și doi tineri, consilieri, cei mai tineri consilieri locali aleși, ale căror mandate au fost validate. Da? Domnul consilier Gălățanu, Ionel Gălățanu, sunteți cel mai în vârstă consilier, să vă dă Dumnezeu sănătate. Putere și să exprimați, copim? Mie mi-a puresc o gheară, dar cu un mantă. Să exprimați, să inspirați și încredere și să le transmiteți toată experiența dumneavoastră noilor consilieri, fie cei care sunt tineri, fie cei care sunt la primul mandat. Și eu sunt la primul mandat. Da, ca și consilier. Dumneavoastră sunteți de mult timp. Ca consilier? Da. De asemenea... Și cei doi tineri... Da, că cei doi tineri aș vrea să știu numele. Doamna Valent Elena Gabriela și domnul Neagu Neculai Dan. Neagu Neculai Dan. Bun. Eu o să vă rog, domnule consilier Gălățanu Ionel, să mă ajutați, de fapt, să conduceți dumneavoastră această ședință. Eu o să fiu prezent alături de dumneavoastră și cu ceilalți consilieri. Mulțumesc pentru crederea acordată. Rog pe domnul Jo Valieru, secretarul general al Comunei Odobești, să prezinte pronunțatele de judecătorul care au fost validat mandatele consiliului. Da, te face prezența, da? Da. Deci, doamna Balint Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezărău Petru. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gălățanu Ionel. Prezent. Domnul Hergeliciu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Prezent. Doamna Pușcuță Tanța. Prezent. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Doamna Vântu Liria. Prezent. Da. În dosarul numărul 11.756, pe 180 pe 2020, judecătoria Bacău încheie în ședința de cameră de consiliu din data din 19.10.2020 validarea mandatelor de consilier local pentru Consiliul Local al Comunei Odobești, potrivit articolului 27 din legea numărul 115 pe 2015. Potrivit procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din 27.09.2020, întocmit de Biroul de Circumscripție Electorală numărul 57 Comuna Odobești, județul Bacău, au fost validate un număr de 5 mandate de consilier local pentru PSD, 4 mandate pentru PNL, un mandat pentru PMP și un mandat pentru Partidul Pro-România, iar potrivit listei electorale, urmând a fi declarați aleși următorii candidați. Ojoc Andriana, Rafael Ciprian, Hergelegiu Samuel, Vântu Livia, Pușcuță Tanța, candidați pe listele Partidului Social Democrat. Gălățanu Ionel, Bezărău Petru, cu Ocația Constantin și Balin Gabriela, în candidați pe listele Partidului Național Liberal. Cojoc Mihai Sorin, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară PMP, Neagu Neculai Dan, candidat pe listele Partidului Pro-România.
judecătorul admite în parte cererea având ca obiect validarea mandatului de consilier local formulată de Biroul Electoral de Circumscris numărul 57, Comuna Odobești. Validează mandatele următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al Comunei Odobești, județul Bacău. Rafaele Ciprian, Hergelegiu Samuel, Vântu Livia, Pușcuță Tanța, candidați pe listele Partidului Social Democrat. Gălățean Ionel, Bezărău Petru, Balint Elena Gabriela, candidați pe listele Partidului Național Liberal. Cojoc Mihai Sorin, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară. Neagu Neculai Dan, candidat pe listele Partidului Pro-România. Respinge ca prematur introdusă propunerea de validare a numiților Ojoc Amiar și Rafaele Dan. Invalidează mandatele de consilier local al numiților Ojoc Andriana, candidat pe lista Partidului Social Democrat PSD și Cocarcea Constantin, candidat pe lista Partidului Național Liberal, ca urmare a renunțării la mandat. Da. Astăzi sunt doar cei care au fost care sunt validați și rămân validați. Da. Bun. O să vă rog să dați citire ordinii de zi de astăzi, ședințele astăzi. Asta. 1. Depunerea jurământului de către consilierul local declarat ales, al căror mandate au fost validate de judecător, și depunerea jurământului de către primar. Supun la vot. Da. Supun la vot. La vot ordinea de zi. Cine este pe el? Deci unanimitate. Unanimitate, da? Nu a fost nimeni împotrivă. Bun. O să trecem la depunerea jurământului. Rugămintea mea este pentru depunerea jurământului. Ne vom ridica în picioare pentru că este un moment solemn. Există, nu aș vrea să existe niciun fel de discuții. Dacă e ordine alfabetică, este la fel de bine. Consilierii care vor depune jurământul, în funcție de convingerile religioase, pot exprima sau nu expresia de la finalul jurământului, cu așa să-mi ajute Dumnezeu. Jurământul depuneți ținând mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, da? Tot așa, în funcție de convingerea dumneavoastră religioasă, veți semna jurământul pe care îl depuneți și înainte de depunerea acestui jurământ o să vă rog, o să folosim dezinfectantul pe care l-am, să vă dezinfectați înainte, dacă toți suntem în condițiile date din ziua de astăzi, pentru că e mai bine să prevenim decât să tratăm în cazul în care cineva s-ar îmbolnăvi. Ne dorim din tot sufletul să nu existe astfel de cazuri și să luăm măsurile, să respectăm măsurile legale. Bun. Vă rog, dacă se poate. Doamna Balint. Nu, nu. Thank you.
rămânem în picioare de asemenea, pentru că este un moment solemn de punea jurământului de către fiecare consilier local. O să vă rog să îi primăm în ordine alfabetică, pentru că este de prezență. Invităm pe doamna Valen, Elena Gabriela, să depună jurământul. Foarte. Semnata Balin Gabriela Elena, consilier local al Consiliului Local Vodobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vodobești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invităm pe domnul Bezăro Pedro. Subsemnatul Bezărău Petru, consilier local al Consiliului Local Odobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Odobești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Invit pe domnul Cojoc Mihai Sorin. Semnatul Cojoc Mihai Sorin, consilier local al Consiliului Local Vodobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vodobești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Domnul Gărățeanu Ionel. Susemnatul Gărățeanu Ionel, consilier local al Comunului Dobești, în conformitate cu prevederea de articolul 87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Odobești. Așa să-mi ajute Dumnezeu și Doamne ajută. Pe domnul Ierghelegiu Samuel. Subsemnatul Ierghelegiu Samuel, consilier local al Consiliului Local Odobești,
în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Odobești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pe domnul Neagu Nicolae Dan. Subsemnatul Neagu Nicolae Dan, consilier local al Consiliului Local Odobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună știință, cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere, în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor comunei Odobești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Pușcuță Tanță. Subsemnata Pușcuță Tanță, consilier local al Consiliului Local Odobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur cu respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Odobești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Rafael Ciprian. Subsemnatul Rafael Ciprian, consilier local al Consiliului Local Odobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Odobești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urez succes doamnei primari și colegilor. Jurământ. Subsemnat Avântul Livia, consilier local al Consiliului Local Odobești, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Odobești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări pentru toți cei care au depus jurământul. Vă doresc din tot sufletul să aveți sănătate, luciditate și înțelepciune și răbdare și echilibru ca să susțineți și primarul comunei Odobești
și viceprimarul sau viceprimărița pe care o veți alege, depinde de dumneavoastră, astfel încât să îndepliniți proiectele pe care vi le stabiliți sau sunt deja stabilite și mai urmează a fi puse în aplicare. Pentru cetățenii acestei comune ați văzut că jurământul exact asta spune pentru cetățenii comunei Odobești. Vă doresc succes tuturor! Mulțumim! Continuăm pentru citirea încheierii. Să citesc încheierea. Da, da, trebuie citită încheierea pentru doamna primar. De la dispoziție, de unde decide, de acolo, de la dispoziție. Da. În dosarul numărul 11.701 pe 180 pe 2020, la judecătoria Bacău, s-a emis încheierea de validare a mandatului primarului comunei Odobești și zice admite propunerea biroului electoral de circumscripție electorală numărul 57 comuna Odobești, județul Bacău. Validează alegerea doamnei Ojoga Andriana în funcție de primar al comunei Odobești, județul Bacău. Prezenta se comunică prefectul județului Bacău și secretarului general al UAT comuna Odobești. Aceasta, din urmă, având obligația aducerea la cunoștință publică prin afișarea acestea la sediul comunei Odobești în termen de 24 de ore, cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință. Da. Ele au fost emise în data de pentru primară, data de 13 octombrie, cealaltă pentru consilieri, în data de 19 octombrie. Da. Bun. Acum o să vă rog să fim citită încheierea, o să rugăm pe doamna primar. Să depună jurământul. Să citească și să depună, să semneze jurământul. Cu stânga, parcă. Da, cu stânga, parcă. Subsemnata Ojoc Andriana, primarul comunii Odobești. În conformitate cu prevederile 117 și ale articolului 150 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, prin care se aprobă codul administrativ, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Odobești. Am crezut că nu voia de a emoții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Importante momentele acestei ședințe și care făceau obiectul ordinei de zi de astăzi s-au desfășurat. Practic, în acest moment, în baza ordonanței de urgență 57 din 2019, Consiliul Local Odobești este constituit și primarul ales și validat este în noul său mandat în funcție. Felicitări și succes tuturor! Mulțumim! În termen de 3 zile de la această ședință și de la încheierea acestui proces verbal pe care îl vom încheia astăzi, astăzi va trebui să fie și citit,
Prefectul județului Bacău, Sorina Elenei, va semna ordinul prin care se constată constituirea legală a Consiliului Local Odobești, după care veți putea desfășura ședința de validare a mandatelor celorlalți consilieri care sunt, de desemnarea alegere a viceprimarului, stabilirea comisiilor de ședință și a președintelui de ședință. Și apoi, Doamne ajută, și spor la treabă. Trebuie să aduceți în atenție, nu, domnul Gălățanu Ion, prin domnul secretar, acele obligații pe care le-au consilierii în baza legii 161, în baza ordonanței de urgență 57, privind depunerea declarațiilor de avere. Asta sunt. Sunt foarte multe, cred că ar trebui că este pentru fiecare cât un set. Să-l ia fiecare, îl citește. Deci cel mai important lucru este ca fiecare consilier să își depună declarația de avere și de interese. Și aici așa, da, aici menționează mai multe obligații ale consilierului local. Să le citiți, da? Va trebui să îndepliniți normele prevăzute de lege cu privire la depunerea declarațiilor de avere și de interese și de asemenea cu privire la integritatea dumneavoastră. Pentru a nu avea astfel de probleme, pentru a nu se constata că sunteți în incompatibilitate ulterior, da? Ceea ce este de dorit pentru toată lumea. Bun. Da, vă rog. Deci, în urma acestui eveniment, am încheiat un proces verbal. Proces verbal încheiat azi, 26 octombrie 2020. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Odobești a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 116, aliniat 1, din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019, Codul Administrativ, privind Ordinul Prefectului Județului Bacău numărul 355 din 20.10.2020. Secretarul General al Comunei Odobești a adus la cunoștință consilierului local declarația aleși, ale căror mandate au fost validate prin mijloace electronice și prin invitație scrisă, prin semnarea convocatorului numărul 5047 din 22.10.2020. După efectuarea prezenței de către secretarul general al Comunei Odobești, s-a constatat că din cei 9 consilieri declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, sunt prezenți 9 consilieri. Nu sunt consilieri locali care absentează motivat sau nemotivat. Ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Odobești este decisă de către reprezentantul instituției prefectului județul Bacău, doamna Cioltan Mirela Carmen. Doamna Cioltan Mirela Carmen prezintă numărul de consilieri locali aleși la data de 27.09.2020, care sunt 11, prezintă numărul consilierilor validați 9, prezintă numărul de consilieri aleși prezent la ceremonie 9, prezintă numărul de consilieri aleși absenți. Nu este cazul. Constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de articolul 116 alineat 1 din Codul Administrativ, respectiv validarea unui număr de mandate de consilier local mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor consilierilor local stabilit prin ordin al prefectului. Prezintă scopul ședinței, constituirea Consiliului Local al Comunei Odobești, urmarea alegerilor autorităților publice locale din 27.09.2020. Arată faptul că, în conformitate cu prevederile articolului 116 alineat 4 din Codul Administrativ, lucrările ședinței sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de 2 dintre cei mai tineri consilieri locali ale cărui mandate au fost validate. Constată faptul că, din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Gălățanu Ionel, născut la data de 20.09.1963, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnul Neagu Nicolae Dan, născut la data de 13.11.1980 și doamna Vanita Elena Gabriela, născută la data de 14.01.1990. Invită consilierii menționați să preia conducerea ședinței. Domnul președinte de vârstă, Gălățanu Ionel, roagă pe domnul Jo Valeriu, secretar general al Comunei Odobești, să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Bacău, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali.
ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Odovești. Ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Odovești se deschide de către reprezentantul instituției prefectului județul Bacău, doamna Ciortan Mirela Carmea. Doamna Ciortan Mirela Carmea prezintă numărul de consilieri locali. Domnul președinte de vârstă Gălățanu Ionel prezintă proiectul de ordine de zi, depunerea jurământului, depunerea jurământului de către primar. Se supune la vot ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi pentru. Domnul președinte de vârstă Gălățanu Ionel invită consilierul local aleși ale căror mandate au fost validate să depună jurământul. Are loc ceremonia depunerii jurământului de către consilierul local aleși în formula și cu respectarea prevederilor articolului 117 alineatul 1 codul administrativ. Toți consilierii locali aleși depun jurământul. Domnul președinte de vârstă Gălățeanu Ionel prezintă rezultatul validării alegerii primarului și invită unul din cei doi consilieri mai tineri să citească încheierea judecătoriei. Domnul președinte de vârstă Gălățeanu Ionel invită primul ales, doamna Ojoc Andreana, să citească semnezi jurământul. Are loc ceremonia depunerii jurământului de către doamna primar Ojoc Andreana în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 codul administrativ. Domnul președinte de vârstă Gălățeanu Ionel invită secretarul general al comunei să aducă la cunoștință primarul și consilierilor locali regulamentele din legea 116/2003 conform OUG 57/2019. Secretarul General al Comunei Odovești prezintă informațiile menționate și înmânează consilierilor și primarului extras din legea 116/2003. Domnul președinte de vârstă Gălățeanu Ionel mulțumește Consiliului pentru participare și conlucrare, felicită consilierii și primarul și declară închise lucrările ședințe, de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Președinte de vârstă, Gălățeanu Ionel, consilier local, secretar general al Comunei Odovești, Ojoc Valeru. Ați citit înainte de a transmite domnul Gălățeanu felicitările, așa că o să-i dăm cuvântul acum. Și dumneavoastră și doamne primar. Da, mulțumesc tuturor care, într-adevăr, nu credeam că sunt cel mai în vârstă consilier, dar m-am uitat în buletin și așa este. Mulțumesc că... Sunteți născut mai devreme. Da, așa m-a spus mama, doarza pe lume. Mulțumesc consilierilor că s-a comportat excepțional. Am văzut că aveți toți emoții. Inclus și eu. Nu, asta pentru mine, pentru prima dată care sunt consilier și am avut emoții exact ca m-am plâns la prima mandat de prima dată. Dar vă mulțumesc și declar ședința închisă, dar nu înainte de a declara ședința închisă, să-i dăm cuvântul doamna primară și o felicit doamna primară în nou mandat și să aibă un sprijin total în mine. Dacă... Da, și eu vreau să mulțumesc la toți cei care au fost alături de mine, la toți cei care au muncit alături de mine, la toți cei care au avut încredere în mine și m-au votat, dându-mi astfel posibilitatea de a fi investită cu cel de-al doilea mandat de primar. Astăzi este un moment deosebit în comunitatea noastră, este un moment deosebit și pentru mine și cred, sunt sigură de altfel, că și pentru dumneavoastră. Este un moment de emoție, o emoție de fericire, este un moment de bucurie și este un moment pe care ne l-a dăruit cetățenii Comunei Odovești prin votul lor. De aceea, dragi cetățeni ai Comunei Odovești, oriunde v-ați afla, vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și îmi exprim nădejdea că, indiferent de culoarea politică, înțelegeți că ceea ce primează este interesul acestei comune și a locuitorilor din ea, toți faceți parte din această comună și important este să le duceți la îndeplinire, pentru că astăzi sunteți dumneavoastră, mâine pot fi alții și tot așa. Este acest mandat, nu înseamnă o stăpânire, ci înseamnă o responsabilitate și o obligație și să dea Dumnezeu că la finalul mandatului să fie una cu onoare. Mulțumesc. Și cu bucurie. Vă doresc succes. Mulțumesc frumos pentru participare. Da. O să vă rog să semnați pentru că un exemplar din procesul verbal va trebui să-l iau eu cu mine. O să facă. Da? Și eram două exemplare. Și mai face mai mult de același. Da, vă zic. Dar îți dau un număr. Și să nu vreau să mai cunoaște un primar. Da, poți. Așa.
Poți declara ședința închisă? Da. Poți declara ședința închisă. Mulțumim. Mulțumim și noi.